Dimineața! Este 4 august 2015, dar știți deja asta, pentru că, spre deosebire de alte dăți, astăzi voi publica direct clipul. Da, sunt într-o excursie pe bicicletă, mă rog, acum merg pe jos, pentru că tocmai am găsit un cache, acest cache mare. Sunt într-o excursie din aia de-a mea de căutat cutii în timp ce pedalez sau pedalat în timp ce caut cutii. Asta este cache-ul numărul 5 pe ziua de azi. Unul din ele l-am sărit pentru că era pe teren privat. Nu vă uitați unde l-a ascund, da? Era pe teren privat și n-am vrut să mă bag în curtea acelui magazin, că era un magazin. Bun, sper că m-au auzit pentru că pentru prima oară folosesc căștile, adică microfonul de la căști, pentru că microfonul de la telefon nu captează atât de bine. Data trecută era 1 iulie, adică acum o lună și 3 zile, și vă promiteam că voi face mai des astfel de filmulețe, fără montaj, fără pregătiri, direct filmate și postate, dar noul meu telefon de la vremea aia a fost trimis în garanție pentru că avea un mic defect. Nu au rezolvat problema, așa că mi-am luat altul, am primit bani înapoi pe ăla, parțial, nu total. Am luat altul, acesta, care și dânsul, sărăcuțul, are altă problemă, mai mare. A încetat să funcționeze GPS-ul. Să întorc fața la soare ca să mă vedeți. Da, și după cum bine știți, fără GPS nu pot naviga, nu pot face geocaching, nu pot face nimic. Așa că urmează să-l duc la magazin înapoi și să văd cum rezolv problema. Acum călătoresc cu această bicicletă și cu vechiul meu telefon Samsung, prăpăditul telefon Samsung, care deși este o vechitură și se mișcă groaznic comparativ cu ăsta, măcar are GPS ocazional bun. Până acum nu l-am folosit, n-am avut nevoie de el, m-am ghidat doar după instinct, adică am mers până la locație, dar nu este foarte precis și mai mult de 10-15 metri nu pot să merg cu el, adică mai aproape de un cache. După ce ajung în zona de 15-20 metri, trebuie să ghicesc pe unde e sau, mă rog. Sper să n-am probleme pe viitor. Astăzi am planificate 58 de cache-uri și în total 160 km, merg până la Aarhus. Am plecat cam târziu de acasă și nu mă încadrez în timpul planificat. Voiam să ajung la Vaile la prânz, adică la 12:30. Dar asta nu va fi posibil, cred, pentru că e deja ora 9:30. Bun. Păi cam atât pentru acum. Deja am vorbit cam mult. Continuăm să pedalăm. Nu știu, azi nu prea am făcut poze și nu prea o să fac poze. Azi vreau să bag viteză cât mai mare și să fac toate cache-urile. Ne auzim mai târziu, vedem ce update-uri mai sunt. Și nu. Să aveți o zi faină în continuare, acolo unde sunteți. Mă tot uit la mine, nu o să mă uit la cameră, ce dobitoc. De aia nu-i bine cu telefonul de ăsta, s-ar putea spun cu camera invers. Da, data viitoare, să știu. Să mă uit la cameră, nu la mine, pentru că arată stupid. Bun, pa! Închide, mă! Hei! Ho! Oh.